Medicul infecționist și directorul medical al Institutului Matei Balci din București, Adrian Marinescu, a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă că persoanele născute înainte de anul 1979 sunt vaccinate împotriva variolei și au un risc mai mic de infectare cu variola maimuței. Conform ProTV.ro, vaccinarea pentru variola umană, care a fost obligatorie până în 1979, protejează timp de 10 ani, ceea ce scade riscul de infectare cu variola maimuței în rândul celor imunizați. Vaccinul pentru variola umană asigură, din fericire, o eficacitate de 80-85% din datele pe care le avem, ceea ce înseamnă că persoanele născute după 1979, când nu a mai fost obligatorie vaccinarea, au un risc mare de a se infecta. Și altceva ce este foarte important, prin vaccinare se asigură o imunitate durabilă de zeci de ani, a precizat Adrian Marinescu. Variola maimuței provoacă simptome asemănătoare gripei și leziuni ale pielei și se răspândește prin contact apropiat. Medicul a menționat că variola maimuței se transmite cu dificultate și, de asemenea, mortalitatea este mult mai mică decât în cazul variolei. Sunt două variante de virus atunci când vorbim de variola maimuței. Este varianta din Africa de Vest, care este mai blândă ca formă și înseamnă o mortalitate mult sub 1%. Sub cazurile pe care le avem acum în afara Africii, și a doua variantă este cea din Congo, adică Africa Centrală, unde într-adevăr vorbim de o mortalitate mai mare, de 10%. Din fericire, nu avem astfel de cazuri în afara Africii, a mai declarat directorul medical al Institutului Matei Balci din București. În întreaga lume există peste 1600 de cazuri confirmate și 1500 de cazuri suspecte de variola maimuței până în prezent în acest an. Dintre acestea, 72 de persoane din 39 de țări au murit, după cum au anunțat reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. România a înregistrat până acum 4 cazuri de variola maimuței, relatează ProTV.